cum ați fost convocați pentru ziua de astăzi la adunarea Consiliului Local de la Primăria Solonț, vreau să vă informez ordinea de zi. Este vorba de ședința ordinară Consiliului Local Solonț, în data de 27.07.2016, ora 15. Ședința va avea loc în sala de ședință din Primăria Comunei Solonț, unde se va dezbate următoarele în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea Consiliului Local al Comunei Solonț, Tetul Bacău, inițiator primar Alexandrescu Iosef. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 anului 2016, inițiator primar Alexandrescu Iosef. Și punctul 3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei consultative comunitare pentru protecția copilului aflat în dificultate al Comunei Solonț, județul Bacău, inițiator primar Alexandrescu Iosef. Și punctul 4, diverse. Probleme care sunt în afara ordinii de zi, le vom discuta la diverse. Cam asta a fost punctele noastre și acum dăm... suplimentăm ordinea de zi și cum... Punem la aprobare, da. A primit o adresă de la din Bacău, prin care solicită să le comunicăm în urma alegerilor care au avut reprezentantul Unității Administrative Teritoriale în cadrul adunării generale, dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi și apoi deci cu ordinea de zi care a fost expusă de domnul președinte. Deci v-a anunțat doamna secretară, m-a apărut în ultima clipă și vă rog să, dacă sunteți de acord. Da, și cu ordinea de zi. Și cu ordinea de zi. Da. Da. Punem la vot ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Da, mulțumesc. La procesul verbal anterior. Procesul verbal de la ședința anterioară, îl aveți fiecare, l-ați studiat, l-ați documentat. Dacă sunteți de acord, cu el. Da, mulțumesc frumos. Toată lumea e de acord. Și cu procesul verbal. Trecem la ordinea de zi. Trecem la doamna... Da, o să vă prezint eu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare a Consiliului Local Solonț. În ședința din iunie v-ați constituit, da? Iar acum trebuie să avem și un regulament de organizare și funcționare. Cei care ați mai fost consilieri știți despre ce este vorba. Ați primit materialele. Deci ce stabilește acest regulament? Care are la bază Ordonanța de Guvern 35-2002 din 2002 cu modificările ulterioare privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare și Legea 215/2015 privind alegerea autorităților administrației 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale. Regulamentul, ați văzut, este structurat pe capitole. Cuprinde ce a făcut prima ședință unde am asistat cu toții la ședința de constituire, deci cum se constituie ședința, depunerea jurământului de către primar, alegerea viceprimarului, secțiunea a treia cuprinde organizarea și funcționarea și atribuțiilor comisiilor de specialitate, care le-am stabilit a fi tot în luna iunie. Cum funcționează acest consiliu și anume cum se convoacă, cum se pregătesc ședințele, cum se desfășoară ședințele de Consiliul Local, cine inițiază proiectele de hotărâre, cum se dezbat și se aprobă aceste proiecte de hotărâre, procedura de vot, norme privind exercitarea mandatului de consilier, drepturile și obligațiile pe care le aveți, calitatea de consilier local, întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali, date cu privire la aparatul permanent al Consiliului Local, indemnizațiile pe care le priviți în calitate de consilier local și răspunderea aleșilor locali. Deci asta este structura în mare a regulamentului de organizare și funcționare. L-ați primit, l-ați studiat, dacă aveți întrebări pe marginea acestuia. Dacă avem o întrebare, ce armata regulamentului care la un secretar în mare, dar dumneavoastră l-ați studiat, l-ați pregătit și dacă aveți probleme ceva de ridicate. Nu cred că a fost o compunere destul de bine întocmită, destul de bine pregătită și nu știu dacă dumneavoastră ați găsit un subiect în care să discutați. Thank you.
Dacă nu aveți probleme așa regulamentului, și punem la vot, nu? Da. Nu la vot, dacă sunteți de acord cu regulamentul de ziua, care a fost prezentat. Da. Vă mulțumim. Trebuie la punctul 2. La punctul 2, proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de mărturie și cheltuieri. Pe trimestrul 3 al anului 2016, inițiator primar Alexandrescu Iusel. Prezintă plan doamna. Primarul Comunei Călăuș Bețul Bacău, având în vedere raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil numărul 2568 din 19 iulie 2016, expunerea din motive numărul 2567 din 19 iulie 2016, hotărârea Guvernului numărul 468 din 2016 privind alocarea unor sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, legea numărul 3273/2006 privind finanțele publice locale, legea bugetului de stat numărul 18/2009, articol 36 aliniatul 4 litera A din legea administrației publice locale 215/2009 republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 45 aliniatul 6 din legea administrației publice 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, propune. Articolul 1. Se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3, anul 2016, după cum urmează. Se adaugă la partea de venituri, la capitolul 42-28, subvenții primite din fondul de intervenție, suma de 168.000 lei, și la partea de cheltuieli, la capitolul 84-02-20, cheltuieli materiale drumuri, suma de 168.000 lei. Articolul 2. Câte o copie a prezentei hotărâri va fi transmisă instituției Prefectului Județului Bacău, Direcție Generală a Finanțelor Publice și Control Financiar de Stat Bacău și Compartimentului Financiar Contabil al Primăriei Solon. Deci, cu alte cuvinte, prin HGO 468 și instituția noastră a primit suma de 168.000 lei pentru o parte din obiectivele, din punctele care au fost distruse, stricate în urma inundațiilor din iunie 2016, urmând ca să mai fie alocată o altă sumă sau fiind insuficientă pentru ce s-au distrus. Da. Mulțumim, doamnei contabile. Acum la discuții. Pe marginea materialului prezentat. Puțin bani pentru doamna primară. Da, foarte puțin bani, dacă îmi dați voi. Domnul primar vrea să... În urma centralizării celor trei procese verbale de calamități, din data de 9 iunie, 10 iunie și 21 iunie 2016, a reieșit suma, s-a făcut conform unei hotărâri de guvern și s-au dat niște prețuri de la comisie, automat, din așa, a reieșit suma de 2.536.784 de lei, în afară de pagurile care au avut loc la drumul 183-183A, unde și acolo pagurile se ridică undeva la 2.919.550 lei. Deci din 4.700.000, aproape, au fost alocate 168.000 de lei. Toate construcțiile hidrotehnice din procesele verbale au fost date jos de către Ministerul Dezvoltării. Tot ce înseamnă diguri, apărări din mal, ruperi din pantă. Și ne-au prins cu suma asta pe niște drumuri și niște punți și podețe. Procesul de comisia de la instituțiile statului, ISU, SEGHIA, Consiliul Județean, cine a mai fost, Direcția Sanitară Veterinară, de la Inspectorat de Stat în Construcție, au venit pe 19.10, iar la insistența noastră n-au mai venit decât după 11 zile, pe 21 iunie. Centralizările au avut loc până pe 18 iunie, ci s-au prins în primele două procese verbale, au apărut pe hotărâre de guvern. Ce s-a prins în procesul verbal din 21, am și o adresă de la instituția prefectului, prin care urmează ca un raport, o sinteză pentru perioada după 19, funcție de evenimente care vor avea loc în acest interval și în măsura în care reprezentanții Ministerului menționat vor dispune de resurse necesare, există posibilitatea promovării un nou proiect de hotărâre în sensul alocării de sume de bani pe sprijinirea bugetelor locale aflate în impas. Și astăzi am primit o adresă tot de la instituția prefectului și Ministerul Dezvoltării. Mâine la ora 9:45 avem o videoconferință cu viceprim-ministru Dâncu,
prin care, pe ordinea de zi, avem și alocarea sumelor necesare cu perioada pagurilor produse de inundațiile recent înregistrate pe teritoriul unității administrative teritoriale. Noi am făcut memorii și la Consiliul Județean, și la Prefectură, și la ISU, și la toate instituțiile și am punctat problemele astea, ceva genul ăsta, în care am spus ce a fost prins, cine a fost prins și cine a dat jos. Deci una să ai 4-6 miliarde pagube, să primești 1,680 miliarde, vorbim în bani vechi, da? Deci foarte puțin. Mâine o să discutăm acolo cu domnul ministru și o să vedem despre ce vorbim. Sunt speranțe că o să primim bani și chiar mult mai mulți. Dar deocamdată, la momentul potrivit, o să vă spun după ce o să avem sumele. Și astea sunt 168.000, prin niște obiective care au venit expre pe ordonanță de guvern. Deci hotărârea de guvern, 468 din 6-7, o puteți găsi. Da. Așa, aici spune exact comuna Solans. Uitați, 168.000, 168.000 lei. Ăștia avea ajuns pentru motorină și pentru... Și aici vă da niște drumuri și podețe. Da. Drumulețe și podețe. Deci tot ce înseamnă la noi poduri, podul de la Sarata, de exemplu, e evaluat la 134.000 de euro din proiectul vechi. Acum s-a refăcut documentația pentru o artă de cărtocul, că e altceva acolo. Salte cote, o să vină în podoare, că o să ridici undeva la 200.000 de euro. La oarea unui pod. Podul de la Bărnești, spre exemplu, care e prins în ordonanța asta, în hotărârea asta de guvern, un pod de 30 de metri, care se face și pe ăla 168.000. Deci, nu știu ce construcție o să apucați. O să vedem ce o să putem face. Treaba e că banii o să trebuia să meargă la obiectivele menționate în hotărârea de guvern. Și asta e puțin. Da. Cel puțin să realizează obiectivele. Nu ai cu ce să meargă. Nu ai cu cine. Da, nu ajut bani. Sunt nicio formă. Nu știu ce constructor ia. Podul de la... Fără bani face. Podul de la... momentul erorilor de acolo. Deci numai două poduri se reface. Plus punți, plus codețe, plus refacere drumul, plus... Da. Dar speram că o să mai... Discuții, dacă... Asta e discuție. Nu e bani mai mulți. Bani mai mulți. Discuții, pe că noi suntem... Vreau să discutăm în primul rând de două cuvinte. Suntem comuna cea mai afectată. Suntem comuna la poalele munților, toată lumea îți dă seama viitorului pe care se creează. Și suntem mai slab lăsat. Este o regulă, nu vreau să spun a cuiva, dar celor mai mari care nu vizitează terenurile. Mă referesc la Consiliul de Seam, Prefectură, am ajutat. Noi suntem, deci, comuna, vorba aia, Solonțu, Marfizeme și alte, pe noi, cum a fost Varea Său și mai știu ce, au fost discuse cu atât. Și în continuare aceștia, dacă nu se iau niște măsuri mai aspre, adică măsuri nu mai aspre, ci măsuri ca să facă niște lucrări mai puternice, mai de calitate, ca să reușim, va fi nevoie peste 10-20 de ani să avem evacuări din oameni din sat. Și o plecată foarte clar. Și locuiesc eu la deal, nu la deal, undeva în satul, pe drumul 184, e la fel să creează vorba aia viituri care nu se pot stabili cu voia lui Dumnezeu, ci cu voia noastră, cu voia noastră. Deci ar trebui, eu știu, la nivel mare, să ne bage altfel în seamă cu viiturile care se întâmplă pe comuna asta. Deci nu e treaba acolo, a fost, dar și mai vechi, o să fie și în continuare, că de data se anunță de la un an la altul, dorinți cât mai puternici, cât mai... Și atunci avem de fapt. Nu știu că la ora actuală este, cum credeam, primar are dreptate, știți? Este un lucru care pur și simplu în cofă. Deci plânge numai ceva, cum de felul, cum nu are cum transport, nu are asigurare, nu are cum să, da, să miște, nu are cum. Chiar aseară am avut un incendiu la Sarata, de vin de la subiect, ca să discutăm la diverse, am avut un incendiu unde acolo efectiv n-am putut intra decât cu mașina noastră de bombier, cu 4x4, foarte greu, ne-am stârbit din cer, să nu ardă casele, au arătat niște grajduri, de anexe gospodărești. Și toată lumea m-a întrebat pe mine aseară, domnul primar, de unde-i drumul? Vedeți, am așteptat sumele până astăzi, haideți să vedem ce putem face acum. Cu toate că nu era un pod, acolo era o intrare din părâd, acolo e o gaviarnă de 2 metri. Doamne ferește, nu numai acolo, s-o dăma de uriți, de unde nu se poate intrarea. Da, în principiu, acces auto... Nu poți să-ți lua cu pieși, cu șerba, nu poți să-ți lua cu pieși. Da, noroc că avem mașina asta mică, care nu mai cu treaba, din nou. Acolo ar trebui chemați toți cetățenii,
și să dea declarație să fie la primărie, în caz de incendiu sau ceva. Dacă nu înțelegeți din vorbă bună și așa, să mutăm gardul, tu cu o palmă, eu cu o palmă, ți-o lua foc casa, nu-i treaba primăriei. Da, nu putem deci trebuie... problema chiar și nu-i treaba noastră. Problema e că, de lungul timpului, oamenii au venit cu gardul de tot ce pe drum. Chiar acum avem o lucrare aici la Macovezis, noi facem o pilotare, facem forțe proprii noi cu 416. Și am discutat cu un cetățean, domnul Radu Tărâță, care zice că își mută gardul când metru în interior să lase drumul acolo mai larg. Dați mai puțini oameni de aștept de bună credință. Ce putea să fi făcut? Telefon la prefectură, să vii 1-1-1-2, ce poți să faci? Să muți apa, nu ai nicio putere. Eu pe 2 iunii ați luat la 1-2 și nu ai nicio putere. În fața apii și în fața focului, ce poți să faci? Nu ai nicio putere. S-au întâmplat, dar problema se pune că podul ăla de acolo trebuie făcut și cu păjolul. Păjolul ce măsuri a luat? Eu întâmplător a fost săptămâna asta la Apia Bacău, eram în birou la Catrin Florin, la inginerul doctor Florin, și inginerul care era la masă cu el a început să-ți povestească că a fost la păjol în satul Bărnești și a venit până la vecinătatea cu Solonțul și spunea că, domnule, ce prăpastă, ce norocire a făcut acolo, și podul era în mijloc, dar eu știam și vorba am trecut din gură ce spune. Deci, un așa, prăpastii și pe o parte și pe cealaltă. Ce s-a întâmplat acolo? Și domnule, dar de ce nu s-a locă bani? Am întrebat. Zic, eu sunt din Cucuieț. Acolo unii prăpastii faci legătura cu... Zic, întotdeauna am avut necazuri acolo cu podul ăsta, că nu s-a făcut ceva serios. Aia ce s-a făcut, s-a făcut din cârpituri, așa, că n-a fost pod. Și Părjolul câți bani au luat acum? Că nu-i numai treaba noastră să facem. Acolo trebuie cooperare între primăria ei. Bărnești, am înțeles că au fost calamitate. Da. Natural. Ei sunt trecuți, probabil că au primit o sumă mult mai mare de bani. Adică ar trebui să avem mult mai mulți bani la pod decât noi, probabil. Așa că e. Dacă nu-i pe obiectiv, am să mă uiți la Părjolul. Dacă nu-i pe obiectiv, nu poate să luați bani. Și nu poate să facă lucrare și nu au fost acolo. Nu poate să facă lucrare pe Părjolul ăla. Sau eu invers. Acum adică s-a făcut. Da, acolo din Buldozi am avut acces auto, deci circul nu-i problemă, dar... Trebuie pot, ca și la sarată. Ce fel de afiliat Dumnezeu vine la acum? Dacă nu o să mă țin. Ia, 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 Comunitare pentru protecția copilului aflată în dificultate la comunii Solonțe, Bacău, inițiator primar Alexandrescu, Eusebiu. Da, ca urmare a alegerilor din iunie, au avut loc unele modificări și în structura noastră, a angajaților din cadrul primăriei. Și atunci se impune modificarea tuturor structurilor care a fost prins fostul domnul viceprimar, domnul Vârtosu, trebuie înlocuit cu domnul viceprimar care este acum. Acest Consiliu Comunitar Consultativ este o structură comunitară care sprijină Serviciul Public de Asistență Socială în vederea rezolvării la nivel local a cazurilor sociale, în scopul prevenirii separării copilului de familia naturală, prevenirea bazării familiar sau școlar și realizarea protecției sociale viabile. Acest Consiliu se constituie pe bază de voluntariat, având relații cu autoritățile locale care au ca obiect de activitate asistența socială și va răspunde în fața Consiliului Local pentru modul de soluționare a problemelor sociale, făcând-i acestuia și primarului, propuneri de măsuri și de elemente strategice în rezolvarea problemelor sociale ale comunității. Numărul membrilor din cadrul acestui Consiliu Comisii, Consiliu Consultativ, nu este limitat. În schimb, din el ar fi bine să facă parte profesori, medici, șef de post, de la noi din primărie, consilier local. Propunerea domnului primar pentru reorganizarea este aceasta. Președinte Matei Lăcrămarea, secretar. Secretarul Comisiei Consultative, Dudă Cătălina, referentă social. Membri, domnul Rotar Lucian Florin, viceprimar, Gurbie Valentin, referent poliția locală, doamna Tamara Gherasimescu, profesor la școala gimnazială Solonț, doamna Leica Istrat Elena Costina, medic de familie, domnul Găboreanu Vasile, șeful postului de poliție, domnul Matei Victor, preot în parohia Solonț, domnul Călin Ocean, consilier local, să acoperim un pic satul Sarata, da, acolo, și domnul Rotar Mihai pentru Cucuieț, consilier local.
Acestea sunt propunerile domnului primar, deci activitatea e pe bază de voluntariat și ține doar de ceea ce spune asistența socială. Întrebări dacă aveți? Da, mulțumesc. Întrebări? Da. Supuneți-mă în vot. Domnul președinte. Dacă nu aveți întrebări, supunem la vot. Sunteți de acord cu proiectul ăsta? Mulțumim frumos. Deci la diverse. Nu, mai avem o complimentare. O să vă pregătesc și vă spuneam cum la începutul ședinței, că este vorba de o adresă de la Bipaco, prin care ne roagă să desemnăm un reprezentant al instituției noastre, la Adunarea Generală a Asociațiilor, ca urmare a alegerilor. Da. Sunt situații care au fost în consiliul local, care ulterior nu au mai avut mandat. La noi, reprezentantul Unității Administrative Teritoriale Comuna Solonț, în cadrul asociației, a fost domnul Comănescu Valentin. Și domnul primar îl propune tot pe dânsul să meargă în continuare, știe despre ce este vorba, s-a prezentat la toate ședințele. Dacă sunteți de acord, ca domnul Comănescu să meargă în continuare reprezentantul în cadrul Asociației Dezvoltare Intercomunitare de Comunitare. Sunteți de acord cu nu mai prezentă. La diverse. Declarațiile de avere și de interese la diverse cine nu mi l-a adus, da? Măcar până vine cel puțin. Probleme în afara codei de zi în ședință. Doamna Comănescu. Nu știu ce categorie acum ești primesc produse alimentare, pentru că aș ruga ca să faci pregătirea asta pentru cei care sunt veterani în zonă. Să te aș rog toți acolo. Și așa și puțin. În 90% persoana noastră în Comunări, și cei care nu au niciun venit. Sunt, de exemplu, unul care nu are niciun venit. Hai să dăm și la măcar, cu tine. Vă răspund, aici s-au cerut suplimentar și pentru 50 de persoane care nu sunt înregistrate în baza de date al Ministerului Muncii, a Direcției, a GPS-ului și așa mai departe, prin care am solicitat, cum v-am zis, de când a fost domnul viceprimar, încă 50, pentru încă 50 de persoane. Noi trecem pe o listă suplimentară momentan. După ce terminăm distribuit la cei de pe liste, o să facem această listă suplimentară prin instituția primarului, cu bază de semnătură buletin, o să le dăm și la... la... Mulțumim, da? Inclusiv la veteranii de război. Dacă mai așa am o întrebare. Problemă. Dacă nu, dacă nu vreți voi... Ce condiții de deci condițiile sunt următoarele. Persoanele încadrate la legea 416, ajutorul social, cei aflați în șomaj, deci șomaj în regulă, persoanele cu handicap, certificat de grad, și persoanele vârstnice pensionari până 450 de lei. Ei centralizează din baza de date și aceștia parte... Deci listele vin gata făcute, nu le facem. Ce va rămâne suplimentar, se notează. De cine-i vorba? A, da. Doina. Doina. Da, ei trecut. Doina. Ea a luat. Și cei cu alocații suplimentare, am învățat. ASF-ul. Alocații susținerea familiei. Pentru copiii care iau ASF, este plus și... Totuși nu prea veni să le... Da, față de alți ani... Ne potrivim lumea egală pe fiecare. Da, dacă nu aveți dumneavoastră, am eu o cerere din partea domnul Mungureanu Eugen de față, reporter realitar la televiziunea exclusiv TV Unie, strada George Bacover, numărul 14 Bacău, vă rog să mă aprobați încheierea unui contract de colaborare cu Primăria Solonț, județul Bacău. Scopul acestui contract este realizarea unui de filmări cu imagini și aspecte din zona dumneavoastră, diverse interviuri, documentare, ședințe de Consiliu Local, reportaje, etc., care se contribuie la promovarea comunii în context regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 de euro plus TVA lunar. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului să fie de minim un an de la data încheierii. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității SC Electrostar SRL Oleni de Subacău și este reprezentantă de asociatul domnul Mungureanu Eugen.
un acord de principiu, deci domnul Mureanu, care ne-a fost alături mereu, da, măcar să scoată benzina că vine la noi, să solicită suma. În caz de incendiu, de comunitate, de orice. De orice, vine face reportajul. Dar sperăm să nu chemăm la calamități, la incendiu, să chemăm la diverse activități. Dar vă rog, domnul președinte, vă rog. Sigur, ceilalți consilieri care au fost și în mandatul trecut, mă știu. Vreau să mă știți și de la televiziune și de la Favorit. Noi ne-am propus un proiect de a promova valurile județului Bacău. Am spus că dacă tot am stat aproape 20 de ani în capitală, când am venit acasă la Onești, să fiu mai aproape de familie, de cei dragi, am spus, doamne, hai totuși să fac ceva tot pe meseria mea de televiziune. Și atunci am demarat un proiect de promovare a județului Bacău. Acest proiect a început de la Urechești, pe Valea Trotușului, Ștefan cel Mare, pe și așa mai departe. Acum ne-am apropiat până la Ghimeș-Făget. Sigur, acolo probabil că o să avem o surpriză, va vorbi în limba maghiară, dar l-am pe translator pe domnul cameraman. Vorbesc așa ca amuzare. Ideea este că noi peste tot am venit, domnul primar știe și când am venit și în alte dăți, am venit pe cheltuiala noastră. Dar, având în vedere că e o sumă modică din punctul nostru de vedere, pentru noi ar fi important totuși să ne decontăm cheltuielile de benzină și eventual o parte din prestația cameramanului. Dar ceea ce este foarte important este faptul că noi venim suplimentar în afară de această sumă și fără să mai solicităm alți bani, de câte ori ne chemați dumneavoastră de Consiliul Local și domnul primar, la evenimentele care cred eu că sunt de promovat. Pentru că lucrurile, alte televiziuni, numai lucrurile rele, ați văzut, le promovează. Noi suntem o altă televiziune, o televiziune pașnică, nu ne implicăm în jocul politic în localitatea dumneavoastră. Suntem bucuroși că văd un consiliu liniștit, oameni de treabă, oameni gospodari aici. Deci noi veți avea un partener. Noi filmăm ședințele de Consiliul Local, de exemplu, din momentul în care președintele de ședință declară deschisă ședința și până președintele declară ședința închisă. Nu cenzurăm, nu tăiem, nu comentăm. Adică noi prezentăm așa cum sunt aceste ședințe. Mai mult decât atât, ceea ce este de promovat. Am avut bucuria și mulțumesc domnul primar că m-a invitat la festivalul Medeia, la Pădurăreni, unde am fost încântat să găsesc un festival mai rar întâlnit în România și poate și cu ajutorul nostru să-l facem mai bun de la an la an. De asemenea, fac precizarea că fără a solicita alți bani, noi vom veni să luăm interviuri pentru elevii olimpici. Când mai aveți, eu știu, de finalizat un obiectiv, așa cum a fost drumul către Cucuieț, iarăși mulțumim că ne-ați invitat. Deci, eu zic că este în beneficiul comunității ca noi să fim niște prieteni ai dumneavoastră și să fim un alt de televiziune, să promovăm lucrurile frumoase. Eu vă mulțumesc anticipat, dumneavoastră decideți, sper să venim cât mai des aici și să fim invitați, pentru că încă o dată vă spun că nu vom percepe niciun leu în plus pentru prestația noastră. Vă mulțumesc! În afară de Favorită, mai aveți și alte emisiuni care mai lucrați? Eu am cu televiziunea Favorită, în momentul de față, fiind și producător muzical. Ceea ce vedeți, artiștii din Republica Moldova sunt artiști pe care noi am filmat un an în urmă. La un moment dat nu mai plecam de Republica Moldova, că ei fiind foarte primitori, nu, un an de zile am stat mai mult în Republica Moldova. În continuare, mi se solicită să fac o nouă emisiune acolo, dar am zis că totuși să experimentez și o televiziune proprie, exclusiv TV. Eu zic că suntem mai câștigați dacă vom promova județul Bacău. Oamenii mă știu deja, acum nu mai e nevoie să mai apar eu mereu la televizor, că ne văd din coace. Dar, sigur că da, în momentul în care anumite comune au proiecte culturale, ansambluri folclorice, dansuri populare, soliști vocali, poate o să descoperim și aici în zona dumneavoastră, dumneavoastră știți mai bine, sigur că vă putem ajuta să-i promovăm la nivel național. Iată, eu mă angajez să fac și videoclipuri gratuit, numai să fie artiști de valoare, adică trebuie să depășim totuși pragul, să nu fie la nivel de amator. Deci,
Probabil la asta v-ați referit, dacă mai sunt la televiziunea favorită, nu? Da, sigur, noi facem și corespondențe pentru agențiile de presă din România, mă refer la Agerpres, DC News, B1 TV, Realitate TV. Ideea este următoarea. Aceste materiale, în cazul în care noi le filmăm, le trimitem, dar nu avem garanția că sunt și difuzate. Este politica lor editorială. Aici nu poți, când ai un eveniment, să intervii nici măcar cu bani. Aici decide redactorul pe emisiunea respectivă. Dar asta nu înseamnă că, așa cum au fost aceste distrugeri cu inundațiile, dacă m-ar fi avut o colaborare mai veche, eu sunt convins că domnul primar ne-ar fi chemat, așa cum am făcut în alte localități, că s-au cerut acele CD-uri cu fotografii și cu filmări. Deci suntem deschiși când este o problemă pe care dumneavoastră Consiliul Local, împreună cu domnul primar, decideți că merită mediatizată. Sigur, noi venim și filmăm aceste evenimente și le dăm mai departe. Da. Mai avem material și consiliere, doctor. Dacă vreți să mai comentați în legătură cu contract cu domnul Mureanu, dacă este de acord. Că suma nu este mare și este benefică o colaborare cu televiziunea locală, este părerea mea. Așa mi se pare suma mare. Mai ales că noi avem nevoie de promovare. Exact. Are nevoie de promovare. La început, nu vrea să suntem bărbați în sală. Ar fi eu. Deci, da, spune-mi la urmă. Condițiile astea, deci, domnul Mureanu va fi partenerul nostru cu televiziunea, în condiții și de distracție și de muncă, și la mult la distracție, poate mai sunt evenimente, sau aveam și necazuri, așa e mare. Mai sunt alte probleme. Mai sunt alte probleme de care am închis adunarea ședinței noastre. Suntem de acord. Da. Mulțumesc de participare.